Bună! Azi o să vă arăt câteva produse pe care le-am achiziționat destul de scumpișoare în magazin. Le-am luat de la Tiki Max, toate sunt high-end. Am luat acest fond de ten de la Terry în nuanța cream beige. Sper să fie nuanța corectă pentru tenul meu. Am luat și această paletă de la Huda Neon, care arată cam așa, are niște culori absolut superbe. Cred că o să folosesc asta acum. Costă aproape 25 de lire pe website, iar în Tiki Max aproximativ 7-8 lire. Deci găsiți cosmetice destul de bune la un preț foarte mic. Și pudra translucentă cu hialuronic. Este o pudră hialuronic cu puțină culoare în ea, o să folosesc astăzi. Am luat și paleta aceasta, nu știu dacă e high-end, probabil nu e așa scumpă, dar oricum este foarte faină pentru culorile astea, smokey eyes. Încep prin arhivitate. Am primit acum 2 săptămâni, produsele de la Kiehl's, este colaborat cu Alicia Keys. Am și exfoliantul care e foarte fain, e pudră, e solid și l-amesteci cu apă și te dai cu el o dată pe săptămână, exfoliază pielea foarte frumos. Crema de față și balsamul. Crema este pentru ten foarte uscat. Așa că tot timpul folosesc ulei sau creme foarte hidratante. De obicei folosesc de la Pixi, însă poate nu s-a terminat. Acum am așa că am luat un gen pentru a varta, cum fac sprâncenele cu săpun, fiindcă de obicei am foarte multe critică la felul care fac sprâncenele. Am această perică, o strâinez așa și folosesc un săpun, un simplu săpun, dau cu perea așa pe el. De obicei un săpun incolor ar fi mai bun, nu colorat ca ăsta. Ăsta nu e chiar așa bun. Și încep să pieptăn sprânceana în sus, pentru a crea efectul acela de sprâncene stufoase. Cam așa, de multe ori folosesc și degetul pentru a le netezi mai mult ca să stea, fiindcă eu am firul de păr destul de gros și de obicei nu stau. Acum am pensula asta angled de la Kiko și o să folosesc produsul acesta de la NYX pentru sprâncene. Multe fete mi-au spus că eu îmi fac sprâncenele cu carioca, nici măcar creion de sprâncene nu am, eu dețin numai geluri. Asta este espresso de la NYX și o să iau puțin pe pensulă.
și o să-l pun numai pe linia asta de aici, așa. Nu o să mă duc și peste, fiindcă vreau efectul acela de sprânceană stufoasă. Și cam atât, și după aia le mai pieptăn o dată. Eventual încerc să trasez firișoare de păr. Cam așa. Cam asta este sprânceana. Un pic cam groasă, dar mie îmi plac așa, pentru că eu am părul destul de închis la culoare. Acum o să folosesc acest concealer de la The Ordinary pentru a ilumina un pic zona asta de sub sprâncene. Are acoperire medie și nuanța asta este doar de dedesubt cu concealerul, cam așa. Și o să adaug și pe pleoapă. De obicei folosesc o bază. Acum am de la Kiko Milano una, pentru că eu am lucrat cu ei. Și apoi o să blenduiesc așa. Am făcut și sprânceana cealaltă. Concealerul este un pic cam deschis, ce-i drept pentru tenul meu, dar eu folosesc tot timpul o nuanță mai deschisă, pentru că îmi place să iasă în evidență fardul mai tare. Și acum o să folosim fondul de ten de la Terry. Cred că i-am nimerit nuanța. Asta e chestia mai nasoală când cumperi lucruri din Tiki Max. S-ar putea la cosmetice să nu le nimerești tot timpul nuanța. Perfect, este exact. Asta chiar e exact. Și acum o să blenduim foarte bine. Bineînțeles că folosesc Beauty Blender-ul. Are un miros foarte frumos. De flori sau ceva. Acoperirea, după cum se vede, nu este foarte mare. Are cam acoperire medie. Așa, am mai pus un strat mai subțire de fond de ten. Acum o să-mi hidratez buzele cu balsamul de la Kiss, care este asta. Și o să punem și concealerul, cam așa. O să încerc să creez un efect de lifting. Înainte îl puneam doar aici, acum pun și aici pentru că am primele semne de îmbătrânire, ca să spun așa. Și o să iau burețelul și cu vârful lui o să blenduiesc pur și simplu concealerul. The Ordinary nu au prețuri foarte mari. Le puteți achiziționa la niște prețuri foarte bune și sunt chiar ok produsele. Mai ales cele de skincare. Au și uleiuri, vitamina C, niacinamida, acid hialuronic, vitamina E. În UK
scrii de obicei le găsiți pe Cult Beauty sau Cult Beauty. Bun, acum o să caut un bronzer și revin. Cam așa arată tenul și acum o să folosesc paleta asta pentru față de la Pixi. O să iau, avem aici pentru contur, blush și iluminator. Folosesc această pensulă de la Kiko, Angled. Iau din produs și scutur. O să încercăm să creăm puțin contur. O să folosesc acum și pudra. Este nouă, după cum vedeți, o desfacem. Mie îmi place să pun așa în capac. Și o să pun puțin sub ochi. Și am să o las aici până fac machiajul ochilor. Cam așa. O să folosim culorile. O să încep cu cea mai deschisă, care este asta. Este un verde mai deschis, mat. Și îl aplic exact în pliul ochiului. Blenduiesc. Asta este o pensulă de la Morphe. După aceea o să folosesc fardul ăsta neon, care îl aplic tot în pliu, dar nu mă duc mai sus decât primul. O să încerc să îl blenduiesc exact pe linia din pliul ochiului, cam așa. Este prima dată când încerc paleta asta. O să mă duc, eu de obicei mă duc așa ochii lunguieți, dar acum o să mă duc rotund. Acum o să folosesc culoarea aceasta, folosind o pensulă flat și o aplic exact pe pleoapa mobilă. Îndepărtăm și pudra care a mai rămas. Pentru zona de jos a ochiului o să folosesc nuanța asta. Eu de obicei le combin din mai multe palete, dar azi vreau să folosesc doar asta ca să vedem cum arată. Și acum o să folosesc un creion alb pentru linia apei.
O să punem și mascara. O să folosesc acesta de la Pixi. Mi se pare că arată un pic cam bold această culoare, așa că o să fac și un eyeliner. Care este un verde mai închis puțin, pentru a contrasta un pic culorile. Cam așa. O să pun și niște genunchi pentru că eu le-am foarte micuțe. Tot îmi spune multă lume că ai diferență prea mare între genele tale și genele false. Ei bine, eu în general sunt destul de alergică la acest lipici. De asta le pun un pic mai sus, pentru cei care nu știu. Pentru buze am folosit rujul ăsta mat de la Pixi, în culoarea Really Rose. Și acum am făcut o ochi în capul. O să punem și niște iluminator. Sper că vă place, subscribe pentru mai multe.